Să știi că mi-am dat seama că am trăit mai mult în București decât în Baia Mare, de fapt. Ceea ce e destul de ciudat. Și în curând mai mult în Finlanda decât da, în... Da, și în curând. Mi-amintesc că ne făceam gașcă și mergeam la colindat, pentru că eu am trăit în cartier, la bloc, nu prea știu ce se întâmpla în Maramureșul istoric, dar am locuit într-un bloc cu foarte multe scări. Cred că erau, nu știu, 3-6 de intrări și erau foarte mulți. Da, este celebrul bloc Florin, așa se cheamă, în Baia Mare, și erau foarte mulți copii. Deci puteam să-mi aleg cu cine să merg la colindat și normal că făceam selecție. Erai șefa la colindat. Toată lumea vrea cu tine la colindat. Da, și noi ne făceam bani, că noi mergeam tot la părinții noștri, dar ne făceam bani cu care ne descurcam până la Paște, când mergeam din nou. Dar ce obicei de Paște? Păi băieții merg la stropit. A, așa, adică se face la parfum, voi, da. Și miroase parfum tot orașul, adică ceva... Da. Mi se pare foarte tare ce poveste. Și îți alegeai copii? Aveai vreun colind favorit? Depinde. Eu le învățasem la biserică, în Oradea, unde bunicul meu sluja, și le știam pe alea de la biserică, dar nu se potrivea foarte tare cu gașca de copii. Așa că, nu știu, cântam orice, de la Orice veste minunată până la Trei păstori sau orice știa toată lumea. Dar cum te-au descoperit pe tine că ai voce? Adică de la colindele astea sau când ai prin casă? Să știi că în casa noastră, în familia noastră lărgită, adică atunci când ne întâlneam toți la Oradea, toată lumea cânta bine. Bunicul meu cânta bine, mama și sora ei împreună cântau pe voci foarte bine. Sora mamei mele are două fete care cântau foarte bine împreună și cântau amândouă la chitară. Fratele meu cel mare cânta foarte bine la chitară și eu eram pe acolo. Uh-huh. Și încercam să mă bag în seamă cumva să mă lase și pe mine să cânt. Dar fără ei, avea dar nu prea treabă cu muzica? Adică eu aveam în momentul ăla, nu știu, 4 ani, 5 ani. Uh-huh. Există prima înregistrare cu mine cântând By the River of Babylon. Ai început puternic. Da. Cine ai adus în dimineața asta? Frate. În dimineața asta l-am adus cu mine pe colegul Andrei Stanoevici. El este salut, Andrei. Cel cu pianul, cu clapele albe și negre. Și n-am putut să venim cu toții, că v-am fi ocupat studioul, dar am zis că în doi ne descurcăm să vă colindăm. Și am adus un colind de la Mănăstirea Bursana. L-am învățat acolo anul trecut, de la maicile de acolo. Și mie-mi place. E un colind special? Da, e special. Nu e foarte veselos așa de dimineață, dar... Există colinde, nu știu cum să spune, diferit în diverse zone. Există colinde cântate numai în biserici, da? Dincolo de ce avem, cum să zic, astea obișnuite? Eu, colindele astea le-am auzit la maicile de la Bârsana cu 2 ani. Am cântat acolo și ne-au invitat la masă. Și până ne-au așezat masa, ne-au colindat ele. Și erau niște cântece pe care nu le auzisem în viața mea niciodată și credeam că le cam știu. I-am zis maicii starețe că m-a impresionat foarte tare și au zis, păi să-ți găsești timp să vii la mine și te învăț. Și pricesne, care sunt colinzile de Paște, și niște colinzi. Și am zis, bine, o să vin. Da, așa ziceți toate. I-am zis, eu sunt om serios, dacă am zis să vin, eu vin. Și m-am dus. Și era final de vară, e adevărat, și cântau greierii când ele mă învățau colindele astea, dar... Au prins bine după. Da, au prins bine după. Mi se pare absolut fantastic și, ce poate da, și gândește că la o mănăstire nu sunt aici doar din zona folclorică în care mănăstirea se află. Evident, adică da, din toată țara. Și uh-huh, aveau caietele lor, știi, de când erau fete, nu știu, de când erau în școală, de scris de mână, super caligrafic, cu paginile îngălbenite, pătate... Și le-am făcut poze paginilor. Există pe coperta albumului, cei de la Universal, de la Media Pro Music, au pus și coperțile alea, pozele astea pe care le-am făcut eu cu caietele lor. Și scântece, nu știu, probabil adunate din toate colțurile. Cum de unde se numește colindul pe care o să-l ascultăm Andrei, acum? Andrei, ce cântăm acum? Fiul Iisus. Fiul Iisus se numește. E un cântec serios. Cine doar
Fiule Iisus. Lampile să nu se stingă, Fiule Iisus. Narcisa Suciu, un colind de la Mănăstirea Bârsana. Să spunem că a fost totul live. Da. Iată ce poate face. Da, mulțumesc, Andrei, că ai venit cu mine. O voce cu o clap. O voce, una dintre cele mai bune voci ale României, dar și ale Finlandei. Și ale Finlandei, da. Dar chiar și la noi din Europa. Da, mulțumesc. Narcisa Suciu e cu noi. Împărtășim astăzi despre viața ei și în Finlanda și în România, despre chiar lucrurile pe care le-a luat acolo. Ai învățat limba în Finlanda? Am învățat, am mers la școală ca să învăț limba, pentru că ei organizează cursuri pentru toți veneticii și te întreabă, n-ai vrea tu să înveți limba în așa fel încât să poți la un moment dat să-ți găsești un loc de muncă mai ușor? Și, ba da, vreau să învăț. Vreau să învăț pentru că fiica mea mergea la școală și normal era la un moment dat să pot să o ajut dacă îmi cere ajutorul. Nu e genul de copil care să ceară ajutorul, dar na. Ia uite ce mi-au lăsat aici colegii. Stai, continuă-ți ideea, că îți spun eu imediat. Și apoi era limba soțului meu și mi se părea așa o chestie de... Frumos. Dar te-ai gândit să cânti în finlandeză? Pot să cânt în finlandeză, dar nu m-am gândit să fac carieră muzicală acolo, că mi se părea că e foarte târziu, nu știu, mi se părea că dacă n-ai 20 de ani, n-ar trebui să o iei de la zero. Mentalitatea asta acolo nu există. Și în momentul în care mă întreabă cineva, de ce nu vrei să cânti aici? Păi nu știu, că nu mai am 20 de ani și se miră tot. Și care e legătura? Adică nu... Adică poți să cânti, da. Da. Dar cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Că mi-au lăsat pe colegii aici o istorie. Păi înseamnă că e aia, dacă te-ai mirat în halul ăsta. Da, ne-am cunoscut în realitatea virtuală. Da, nu pe canalele clasice, adică nu Facebook, Mirc sau ce era pe vremea aia, nu. Se numește, nu știu dacă mai există azi sau dacă mai e la mod azi, că de existat bănuiesc că există, se numește Second Life. Mi-aduc aminte, asta nu știam, da. E realitate virtuală, că nu poți să-i zici joc, da. Și v-ați cunoscut acolo? Da. Și v-ați plăcut acolo și... hai să vedem cine suntem. Acolo fiecare are personajul lui. Păi și... exact asta e chestia, că orice avatar îți spune ceva despre omul din spatele avatarului, felul în care alege să arate, felul în care își alege numele, toate astea, dacă vrei, găsești informații în toate astea și... Da, nu știu, mi s-a părut interesant, dar mi-am zis, e alt nebun, hai, mai eu. Adică apăreau tot timpul, era simplu. Și, acolo eu eram foarte dezinhibată pentru că nu știa nimeni cine sunt. În spatele unui avatar puteam să arăt exact cât de nebună pot să fiu. Și mi-era foarte simplu să mă joc cu cuvintele. Și în momentul în care, nu știu, început, nu știu, m-a abordat într-un fel, nu mai țin minte exact cum, i-am zis, stai o secundă, și aveam în dulapul de avatar o rochie de mireasă pe care tocmai o primisem de la un amic. Și m-am îmbrăcat în mireasă. Mi-am zis, dacă e om normal, o să zic că hai, pa, e sigur de bună asta. Și lui s-a părut foarte funny și m-a invitat într-o capela unui cimitir gotic, o chestie foarte... Dar totul virtual, tot ce povestește acum se întâmpla în fața unui monitor. Da, și era foarte funny tot ce se întâmpla și ping-pong-ul ăsta ușor între noi doi. Și eram cu un alt prieten online și am zis... Băi, Mihai, cred că am găsit un nebun, deci trebuie să vii să zici că ești frate meu și să, nu știu, să zici ceva, noi n-o dăm pe asta și cu ce o cumperi, sau nu știu, zici ceva, faci ceva. Obicei și am făcut românești. am făcut un circ întreg și omul răspundea la toate prostiile astea ale noastre românești foarte bine. Da, și până la urmă, nu știu, am dat ID-ul de Messenger, dar n-am vrut să-i spun cine sunt și cu ce mă ocup. Numai că el, fiind foarte bun la internet, asta e o glumă din gașca noastră, sunt foarte bună la internet, el fiind foarte bun la internet, m-a găsit, a văzut cine sunt și cu ce mă ocup și acolo s-a întâmplat o ruptură. Adică am zis, gata, nu mai avem despre ce să vorbim, trebuie să aștept să spun eu cine sunt și ce fac. Numai că, vezi, Dumnezeu, drăguțul, le așează pe toate cumva. În timp ce eu aveam această discuție în contradictoriu, că nu pot să-i zic chiar ceartă, prietena mea care cântă jazz m-a sunat să-mi zică, băi, mă duc la un festival de jazz cu Shipa în Finlanda. Băi, de unde până unde Finlanda? Da. Și ăla m-a întrebat, de ce nu răspunzi? Stai că vorbesc la telefon. Și îmi zic, uite, prietena mea merge în Finlanda. Foarte bine, zic să vină să mă vadă că sunt normal, adică nu sunt vreun nebun și sunt chiar un om decent.
Și am zis femeii, bă, să-l trimit pe unul să vă întâlniți, ok, da, dar să nu ieși din hotel, adică dacă e nebun, să nu ieși. Stai în lobby unde e toată lumea, tot festivalul și vezi dacă e normal la cap. Da, și m-a sunat fata și a zis, băi, deci e atât de mișto, deci așa, are o educație, așa, se vede după cum, da, ok. Vino, vino, vino și el. Dar nu, trebuie neapărat să te întâlnești cu el. Și am zis, da, ok. Spune, hai să vedem. Declarația de dragoste pe care ți-a făcut-o mi s-a părut cea mai tare cu putință. Nu știu la care te referi, ia, că obișnuim zilnic. Deci, ia, fii atent. Deci, în primul rând, roșcați în lume sunt... A, da, aia da. A fost foarte tare. De asta cu vai cât ești de minunată și de specială, bănuiesc că toate fetele știu, li se întâmplă. Da. Și cred că și băieților. Ești absolut minunată, ești absolut specială, dar știu, spunem cât sunt de specială. Și mi-a zis, păi, roșcați în lume sunt foarte puțini, adică, nu știu, 0,4. Din toată populația. Din toată populația. Da, da, e adevărat. Okay. Bun, din toți ăștia roșcații, vreo 0,2 sunt creți. Ca tine. Da. Da. Ok. Și din ăștia care sunt roșcați și au părul creți, sunt 0,007 sau ceva de genul care au ochi albaștri. Asta nici măcar nu știam. Și după aia m-am uitat așa online la poze și adevărat, în general, cei care au părul roșcat și creț au ochii căprui. Și atunci mi-am dat seama că omul ăsta totuși a făcut școala asta, adică știe niște chestii despre oameni mai bine decât știu eu și mi s-a părut chiar tare. Spus că ești unică, deci omul chiar a calculat și a zis, băi, soția mea e unică. Dar știi o chestie foarte interesantă? Cel mai mare frate al soacrei mele, unchiul Elias, când era Veico, soțul meu mic, îi spunea, când o să fii mare, o să te însurăm cu o fată roșcată. Și ăla zicea, nu vreau! Nu vreau! O să ai o nevastă care o să aibă părul roșu. Nu vreau cu părul roșu! E, uite cum s-a întâmplat. Da, și s-a pe toate. Mai avem timp de o colindă, nu? Da, mai avem timp de o colindă. Da. Ia să vedem. Narcisa Suciu, ce cântăm? O să vă cânt un colind pe care vi l-aș fi cântat seara, dacă ne întâlneam seara, dar cum nu o să ne întâlnim seara, o să vă zic de pe acum Crăciun fericit și o să vă cânt Coborâtul, Coborâtul, tot de la Bârsana. Hai. Suciu. În continuare, live. Wow. Și foarte tare, Narcisa. Știi că ți se face pielea de găină așa și... No. Să știți că eu răspund foarte... Adică nu știu să răspund la genul ăsta de complimente. Nici nu trebuie. Stai așa. Zile oamenilor, pentru că tu o să fii în România până după Crăciun, nu? Până după Crăciun, o să plec pe 28 acasă. Dar tu ai treaba aici, adică te poate și vedea lumea... Da, mă duc la colindat. Te duci la colindat azi, mâine... Seara asta mă duc să colind Gașca Zurli. Aha, pentru cererea lor. Mi se pare foarte tare când te invită entertainerul să-l
entertainuiești. Asta corect, mi se pare mi se cel pare. Mai tare. Așa? În țară, asta, în țară dacă vrea să te vadă. Da, asta puțin, Mirela Retegan e tot din zonă, din Satu Mare, din câte știu. Mirela e prietena mea dinainte să fim noi la televizor și a fost foarte fain că m-a căutat și m-a întrebat, tu, cum e la astea cu partiurile astea de firmă? Mergi? Da, na, depinde. Bine, scrie 19 că ești ocupat atunci. Zic, depinde unde? În București. Păi zic, unde? În București. La Zurli. Ah, ok. Deci asta fac astăzi și abia aștept. Mâine o să merg la Vidra, lângă Focșani. N-am fost niciodată și mă interesează să ajung în locuri în care n-am fost niciodată. Asta e 20. 21, Timișoara, Târgu de Crăciun din Timișoara și de-abia aștept, pentru că v-am zis, am parte din familie acolo. Pe 22, Târgu de Crăciun de la Sibiu, Șelimbăr. Ce de treabă e, da. A, da, să vezi în câte locuri am fost deja. A, tu ești aici de bună bucată de vreme, da. Da. Pe 26 o să cânt la Focșani, în Târgu de Crăciun. Da. Mai merg puțin la televizor între timp. Deci ai treabă. Și de Crăciun, efectiv, în ziua de Crăciun, ce faci? Îmi doresc foarte tare ca de la Sibiu să mă întorc în Timișoara, să îmi petrec Crăciun. Dar soțul tău vine aici de Crăciun? Nu. De data asta nu. S-a întâmplat de vreo două ori să vină împreună cu mine, doar că noi avem câinele, Ozi, care n-are altă familie decât pe noi și pe care nu, adică nu vrem nici să-l lăsăm, nu știu, într-un hotel pur și simplu în frumoasele zile în care se dă cu petardă. A, cum? Și la voi se dă cu petarde? Cu petarde, da. Păi cum, aici la noi s-a interzis și încă ține la voi? Păi nu, sunt niște artificii dintre astea care se cumpără din magazine legale, dar care pușcă, bubuie, cum să zic, dacă vecinul din stânga-dreapta bubuie cu ele, câinele se sperie, pentru că e obișnuit. Înțeles. Și atunci trebuie să rămână cu el. Da, nu, chiar nu vreau să-i stric echilibru sub nicio formă, pentru că e un câine atât de fain, atât de echilibrat și atât de... are atât de multă încredere în noi și na, pur și simplu nu vreau să-l stric sub nicio formă, nici eu, nici Veico și știi, de obicei înainte să plec îi zic, hai, dar de Crăciun n-o să fiu și el îmi zice, tu du-te și fă-ți treaba și când te întorci îți fac eu Crăciun, cum vrei tu o să-ți faci. E diferență mare între ce facem noi și ce fac ei? Sincer, mi-aș dori să știu, pentru că n-am apucat Crăciunul niciodată acolo. A, corect, pe tine tot timpul te prinde Crăciunul în România. Așa că nu se întâmplă, dar știu că de obicei e împreună cu părinții lui. Se colindă, adică merg, au obiceiul ăsta? Nu. Se colindă la biserică, da. Biserică, da. Eu acolo mi-am găsit o mănăstire ortodoxă, că, după cum v-am zis, sunt în Carelia și Carelia jumate a rămas în Rusia și era mănăstirea Valamo, cea veche a rămas în Rusia și după ce au păstrat teritoriul care li s-a părut că li se cuvine și s-a construit un Valamo nou pe teritoriul Finlandei și e la 100, în jur de 100 de kilometri de mine și când îmi vine... Te duci acolo. Da, merg acolo. Narcisa Suciu, ia e oameni buni. Mulțumim pentru dimineața asta frumoasă. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că am reușit în sfârșit să ne întâlnim, că încercăm de vreo 2 ani. Bine că am reușit acum. Da. Îți dorim sărbători fericite. Vă mulțumesc la fel, vă doresc și eu vouă tuturor. Spor la treabă. Mulțumim că ți-ai început dimineața cu Miu și Striblea la DGFM. DGFM.